cobor, nici nu sui, nici nu cobor. Sus e frig și mă fac sui, jos e cald, mă fac noroi. Din îndemn prietenesc, eu te-am prins să te încălzesc. Însă tu, fulguțule, te-ai topi, prostuțule. Bye.
iar eu ca Moș Crăciun vă doresc un an mai bun, bucurii și sănătate pe masă să aveți de toate, viață lungă și mulți bani, la anul și la mulți ani! Acest sac mare, fiecare își primește câte un cadouaș, da? Haide, începem de aici, da? Luați și mergeți, mergeți în afara scenei, da? Stimați prieteni, până când Moșu își face datoria, vreau să vă doresc din tot sufletul sărbători fericite, tot ce vă doriți, un an bun, cu realizări, cu împliniri, cu tot ce vă doriți dumneavoastră. Să fie numai și numai fericire și bunătate. Bravo, bucurii!
Bravo! Ați fost foarte frumos și minunați! Și din această cauză vă rog să aplaudați! Vă mulțumim frumos! Nu știu să nu plec încă, pentru că mai avem niște copii minunați. O să invit alături de mine pe Bianca Reican, Dansul Fulgilor de Neam. Înțeles că o să ne cânti, e adevărat? Perfect, ce să văd. N-avem zăpadă, dar cine? Și după ce cânti tu, poate vine și zăpada. Copiii pe care o să-i urmăriți în continuare, inclusiv Bianca Reican, sunt pregătiți de Aura Rădoi. O să îi mânez microfonul și o să vă rog să o ascultați cu mare plăcere, pentru că are voce extraordinară. Creștin, Crăciunul a sosit.
creștini, Crăciunul a sosit. Vrem în înserarea ce apune și timpul parcă s-a oprit. Ca micul prunc venit pe lume să-și doarmă somnul liniștit, să-și doarmă somnul liniștit. De aceea noi pe timp de seară, prin drumul greu și troienit, vă colindăm și spunem iară, creștin, Crăciunul a sosit, creștin, Crăciunul a sosit. Mulțumim Cute de Dan Stil, care ne-a colindat de data aceasta, așa că a mea greșeală a fost onorabilă. Veniți la Moș Crăciun să vă dea ceva pregătit acolo. Și apoi părăsiți scena. Mai avem în finalul programului o super fetiță ce ne va cânta și ne va încânta. Ședința festivă a Consiliului Municipal Fetești.